fariseul. După cum ne spune Luca, sfânt apostol credincios, o parabolă întâlnită din viața lui Hristos. Doi bărbați urcau spre templu, amândoi mergând pe jos. Unul fariseu cu vază, altul vameș păcătos. Au intrat smeriți în templu, amândoi spre a se ruga. Fariseul, mai în față, zise în gând în sinea sa: mulțumesc, Părinte Sfinte, pentru traiul credincios. Mi-am dorit întotdeauna să nu fiu un păcătos. Nu-s ca alții, răi, netrebnici, răbitori, nerușinați, adulte, nedrepti în fapte, mincinoși și desfrânați. Nu-s ca vameșul acesta, hoț cu inima haină. Eu postesc, cum se cuvine, două dăți pe săptămână. Eu plătesc și zecheala, regulat, muncind din greu. Astfel se rugase în taină, cu ochii spre Dumnezeu. Pe când vameșul cu lacrimi sta smerit și se ruga, într-un colț, uitat de lume, pocăit în starea sa. Milostiv fi mie, Doamne, fiindcă sunt un păcătos. Am greșit la cer, Părinte, Bunule Iisus Hristos. Astfel se rugase omul ce făcuse mult păcat. Nu îndrăznea nici să privească. Sta cu capul aplecat. Își bătea căit obrajii și pieptul în plâns guduit. Regreta acum amarnic tot păcatul făptuit. Mi se spune în pilda aceasta că din cerul Dumnezeu n-a primit cu bucurie ruga de la fariseu, ci a vameșului ruga, în căință ascultând, i-a iertat întreg păcatul, în smerenie fiind. Dumnezeu în mila sfântă l-a îndreptat pe păcătos, fiindcă s-a smerit pe sine, dând păcatul lui Hristos. Dinspre cel ce se îngânfă, Domnul întoarce fața sa, dar pe cel ce se smerește, Dumnezeu îl va înălța. Amin.